În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, reluăm firul catehezelor noastre. Duminica trecută, din motive obiective, n-am fost prezent. Dar firul îl reiau acum. Parte dintre frățiile voastre știți că genericul catehezelor noastre de acum, din postul mare, l-am așezat sub ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în epistola către Galateni, în capitolul 2, versetul 20. M-am răstignit împreună cu Hristos și nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăiește în mine. Genericul catehezelor, acesta este răstignire duhovnicească. Ba, am citat și o cântare din Săptămâna Patimilor. Mergând Domnul spre patima sa cea de bunăvoie, le-a zis ucenicilor pe cale: iată, ne suim la Ierusalim și Fiul omului va fi dat în mâna păgânilor să se facă cu el ceea ce este scris. Răspunsul apostolilor și răspunsul nostru: să mergem și noi împreună cu el și împreună cu el să ne răstignim față de toate răutățile din lume. Acesta este sensul catehezelor. Răstignire duhovnicească, răstignire împreună cu Hristos. Și am zis că ne sugerează Agapie Chirteanu că sunt patru cuie cu ajutorul cărora ne răstignim pe cruce cu Domnul Hristos. Eu îmi imaginez că frățiile voastre mai țineți minte câte ceva din ce vă spun. Dar oricum, și dacă nu țineți minte, cele patru cuie le repet. Aducerea aminte de moarte, aducerea aminte de judecată, aducerea aminte de rai și aducerea aminte de iad. Aceste patru cuie ne țintuiesc pe crucea lui Hristos. Ne fac să ne problematizăm și să fim mai buni. De primul cui am vorbit acum două săptămâni. De al doilea cui vorbim acum? Am vorbit de moarte, iar acum vorbim de judecată. Știți ce ne învață Biserica? Că sunt două judecăți. O judecată imediat ce închidem ochii. Aceasta e judecata particulară. Și o judecată universală la sfârșitul veacurilor, când va reveni Domnul Iisus Hristos. Referitor la prima judecată, aceasta, de când închidem ochii, citim în epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 9, versetul 27. Precum este rânduit oamenilor odată să moară, iar după aceea să fie judecata. Veți zice, frățiile voastre, dacă e omul judecat atunci când moare, de ce e nevoie de judecata de la sfârșitul veacurilor? Judecata de la sfârșitul veacurilor, care-i pomenită și în crez. Și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Păi iată de ce este vorba și de judecata universală, pe lângă cea particulară când murim.
după judecata particulară. Să știți că activitățile noastre, faptele noastre, mai lucrează. A făcut cineva un azil de bătrâni. Păi acolo vor găsi mângâiere încă sute de oameni până când va reveni Domnul Hristos. Și la catastiful lui, la faptele lui bune, se vor mai adăuga. Sau a făcut cineva o lucrare monstruoasă. A lansat o învățătură catastrofală potrivnică lui Dumnezeu și bisericii. Multe suflete să pot rătăci și până la sfârșitul viacurilor, catastiful lui se îngreunează cu fapte rele. Acum, în ce privește judecata particulară, de care zice Sfântul Pavel, e dat omului odată să moară și după moarte să fie judecat. Referitor la această judecată, literatura duhovnicească ne povestește multe. Dar eu, nu știu dacă în biserică, poate că și în biserică am spus această întâmplare, pe care ne-o povestește nu un teolog, ci un mare scriitor, Dostoievski. El a scris un roman pe care cred că mulți dintre dumneavoastră l-ați citit, dacă nu l-ați citit, să-l citiți. Frații Karamazov. Și un capitol din romanul respectiv este dedicat părintelui Zosima. Părintele Zosima a sosit la ceasul morții și înainte de a muri a ținut câteva cuvântări frumoase. Și în una din ele s-a preocupat de judecata aceasta particulară, judecata din ceasul morții. O femeie prostituată își dădea sufletul. Îngerul ei păzitor era foarte preocupat. Ce se va întâmpla cu ea? A fost o destrăbălată. S-a gândit și s-a adus aminte că într-o zi pe stradă trecea un cercetător. Și prostituata a smuls din grădină o ceapă și a dat o pomană omului sărac, cercetătorului. Și cu gândul acesta s-a ajuns în fața lui Dumnezeu și a zis: Doamne, a fost o păcătoasă, dar iată, a făcut și o faptă bună. Ce faptă bună a făcut? Unui cercetător i-a dat o ceapă, a smuls-o din grădină. Și bunul Dumnezeu îi zice îngerului: ia ceapa, du-te la gura iadului cu ea, șlobozi-o în iad și femeia să se prindă de ceapă. Și paradoxal, firul de ceapă o ținea pe femeie. Mai că în iad era altă mulțime de oameni nenorociți care s-au prins de picioarele ei în momentul în care îngerul o scoțea afară cu ceapa. Și ceapa îi ținea și pe ceilalți. Dar femeia tot păcătoasă a rămas. A zis, a început să strige: nu-i ceapa voastră, ci-i ceapa mea. Și a început să dea cu picioarele. Și când a gândit așa, ceapa s-a rupt și au căzut cu toți în iad. Judecata particulară o face Dumnezeu când murim, iar până la judecata universală, catastiful nostru se poate ușura sau îngreuna. Acum, referitor la judecata de la sfârșitul veacului, la judecata universală, este un loc în Scriptură pe care e bine să-l citiți de mai multe ori. Și îl găsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Când va veni Fiul omului,
întru slava sa și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale. Și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui, veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii, căci flămând am fost și mi-a dat să mănânc, însetat am fost și mi-a dat să beau, străin am fost și mi-a primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Atunci drepții îi vor răspunde zicând, Doamne, când te-am văzut flămând și te-am hrănit, sau însetat și ți-am dat să bei, sau când te-am văzut străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat, sau când te-am văzut bolnav, sau în temniță și am venit la tine? Iar împăratul răspunzând, va zice către ei, adevărat zic vouă, întrucât ați făcut unuia dintre acești frați ai mei prea mici, mie mi-a făcut. Consecința vor merge în raiul lui Dumnezeu. Acum, după ce vom cânta priceasna de postumare, vă voi și citi o lectură scurtă, scrisă de Sfântul Ioan Gură de Aur, referitor la ceea ce se întâmplă după judecata particulară. A murit episcopul Filogonie. Și iată ce a scris Sfântul Ioan Gură de Aur. Episcopul Filogonie s-a mutat la viața netulburată. Unde este vasul care nu mai suferă naufragiu? Unde nu mai este întristare, nici durere? Unde nu sunt boli și patimi și pricini de păcate? Unde nu mai este al meu și al tău acest cuvânt rece care introduce în viață toate relele și a născut nenumărate războaie? Îl fericește că, lăsând cetatea aceasta, s-a urcat la o altă cetate, la cea a lui Dumnezeu, și părăsând biserica aceasta, petrece în cea a celor întâi născuți înscriși în cer. Și lăsând sărbătorile noastre, s-a mutat la sărbătoarea îngerilor. Că Sfântul Pavel numește pe cele de acolo și sărbătoare a sărbătorilor, nu numai pentru mulțimea puterilor de sud, ci și pentru belșugul bunătăților și pentru bucuria și veselia necontenită. E o sărbătoare fără sfârșit, unde în loc de belșug, de grâu, de or, de fructe, e peste tot numai rodul Duhului, iubire, bunătate, blândețe. În loc de bărbați vestiți și frumos îmbrăcați, zeci de mii de îngeri, mii de arhangeli, cete de proroci, adunări de drept. Iar în mijlocul tuturor se vede împăratul pe care cei de față îl văd neîncetat, pe cât pot ei să vadă. Iar acela îi împodobește pe toți cu strălucirea slavei sale. Așa scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, referitoare la momentele de după ce a închis ochii un episcop credincios și care a ajuns în viața drepților.